Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Focșenenii racordați la sistemul de termoficare ENET vor beneficia de apă caldă abia în luna august. Oficialii acestei instituții spun că s-a luat această decizie de sistare a apei calde, întrucât se lucrează la sistemele de distribuție, dar și pentru că datoriile populației sunt foarte mari. Primarul DC Balbacinski spune că s-au făcut toate demersurile necesare pentru a se amâna sistarea furnizării apei calde către populație, însă fără succes. Compania ENET a acumulat datorii către furnizorul de gaze de 10 milioane de lei. În aceste condiții, autoritățile lansează un nou apel în rândul populației, acela de a-și plăti cât mai repede facturile restante. În orice caz, populația va beneficia din nou de apă caldă prin sistemul centralizat abia în luna august. Acum, poate că am fost de acord cu această oprire a gazului. Cred că găseam o soluție de reeșalonare a datoriilor, cum am făcut-o până acum, din mai multe motive. Unul din motive este acela că ceea ce facem noi, aruncăm banii pe fereastră. Cheltuim 20 de miliarde, 2 milioane de lei vechi și încasăm 400 de mii, 4 miliarde. Deci de 5 ori pierderi la pe lună. De 5 ori pierdem în fiecare lună față de cât cheltuim. Asta ar fi un motiv. Al doilea motiv a fost acela că am încercat să facem un racord separat pentru a continua să dăm apă caldă. O cheltuială foarte mare în condițiile în care n-au dat rezultate. Sunt pierderi foarte mari, capacitățile, diametrele conductelor fiind diferite, ajunge apa căliei. Degeaba dăm noi apă, nu ajunge apă caldă pentru că diametrul celor două conducte diferă. Puteți să mergeți să vedeți că le-am tăiat. Oficialii ENET au adăugat că s-a impus sistarea distribuției de apă caldă către populație, întrucât în această perioadă se realizează ultimele racorduri pentru noua centrală, iar temperatura de peste 60 de grade Celsius a țevilor îi împiedică pe specialiști să lucreze. În această perioadă se lucrează la foc continuu, pentru că cel mai târziu în toamnă vor începe primele probe la noua centrală termică a orașului. Dorim ca în cel mai scurt timp să venim în fața dumneavoastră cu un program concret de măsuri, privind perspectiva viitorilor ani și nu numai a câtorva luni, în așa fel încât populația municipiului să fie în cunoștință de cauză, pentru că știm că atunci când cetățeanul știe ce îl așteaptă, îi se explică și îi se arată avantajele și dezavantajele, poate să înțeleagă mai repede. Și lucrul care ne interesează pe noi în primul rând este să înțeleagă că facturile la căldură trebuie și ele achitate ca și celelalte facturi. Sigur, iarăși spun, nu putem să, nu aveam cum să găsim noi soluții, să spunem așa peste zi, peste noapte, ieri la ședința, la prima ședință de Consiliu de Administrație, astfel încât să putem plăti, să spunem, restanța care ENET-ul o are către firma de distribuție de gaze și în felul acesta să nu ni se oprească gazul și noi să nu fim obligați să oprim apa caldă către cetățeni. Vom profita de această oprire forțată, așa cum s-a spus, ca să rezolvăm și revizia anuală a instalațiilor existente, cele care vor funcționa și în perioada următoare, pentru că în ultimii ani nu prea mai făcut astfel de revizii și au apărut fel de fel de probleme pe timpul de funcționare, mă refer la perioada de iarnă. În această vară vom face în perioada de vreo 20 de zile această revizie generală la armături, la conducte, la punctele slabe pe care le avem în sistemul de termoficare, v-am spus, pe etapa veche, astfel încât să evităm alte opriri în perioada următoare. În momentul de față, la societatea ENET mai sunt racordate aproximativ 18.000 de apartamente din totalul de 30.000 existente în Focșani. Prin punerea în funcțiune a noii centrale termice, se speră atragerea de noi abonați. Conducerea ENET Focșani spune că este dispusă să suporte costurile rebranșării și promit facturi mai mici, chiar decât cele plătite de posesorul unui apartament cu centrală termică. Ploile din ultimele zile au făcut prăpăd pe drumurile vrâncene, mai ales în zona de deal și munte. Torenții veniți de pe versanți au transformat drumurile în adevărate puraie, amenințând să le intre localnicilor în gospodării. Pagube s-au produs și în comuna Jariștea, unde apele au săpat făgașe adânci pe drumul județean 205N și drumurile comunale, însumând o lungime de 3 km. Să vă spun este că într-adevăr sunt afectate și asta și urmarea ploilor abundente și repetate.
Anul acesta, de la începutul anului, vreau să menționez că am efectuat lucrări de reparație, de modernizare, într-un fel sau altul, de 3 ori. Dar iată că în urmarea ploilor care au avut loc în data de duminică și luni, cantitățile masive de apă care au căzut au influențat total negativ drumurile existente. Și aici mă refer la drumul județean 205 și la drumul comunal care duce spre satul Pădureni. Sunt drumuri cu pantă, sunt drumuri care, într-adevăr, rigolile, își spun cuvântul, pentru că degeaba unii cetățeni înțeleg să fie responsabili, iar alții profită de, să zicem noi, bunătatea autorităților locale prin faptul că nu le se aplică amenzi. Iată că natura ne învață și ne arată că trebuie să fim puțin mai atenți la ceea ce înseamnă drepturile noastre de cetățeni și drepturile noastre și obligațiile noastre ca autorități locale. Localnicii din Scânteia și Pădureni spun că la fiecare ploaie mai mare și de această dată parcă s-au rupt norii. Apele duc la vale tot balastrul folosit pentru reabilitarea drumurilor. Cum era când a plouat? Ploi mare. Cât de mare. Curgeau lucru cât era el de mare. Sunteți cu măcar de aduce, da, spune. Și a venit torentul, a venit de sus? Da, de sus. Venit. Cum era? Margină, curgea apa. V-a speriat? Ne-am speriat alea, că să nu, la mine mă intră și în casă câteodată. Pe la spate, așa, că e mai joasă spatele și de multe ori cu el gleata o scot de acolo. Era drumul înainte de ploaie? Era bun, cum să fie. Piatra pusă aici, primarul a trimis mașini cu piatră, a băgat autogrilul, a întins. Acum cu ploaia a dus o apă la bale, sau cu șanțuri, cum să fie. E o zonă mai dificilă? Da. Acum așteptați să facă drumul din nou? Poate îl face. Noi ce putem spune? Deocamdată se contabilizează daunele, după care edilul local va găsi și banii necesari reabilitării pentru a patra oară în acest an a drumurilor distruse periodic de ape. 29 de echipe din cadrul Prefecturii Vrancea evaluează în această perioadă pagubele produse de precipitațiile abundente căzute în ultima perioadă în județul nostru. În baza acestor controle se va înainta către Guvernul României un raport în vederea acordării de despăgubiri persoanelor afectate. Cele mai importante pagube înregistrate sunt în localitățile Vintileasca, Vârteșcoiu, Andreiașul de Jos, Jitia, Cârligele, Nereju sau Boghești. Aici numeroase drumuri, în special comunale, cât și județene, dar și mai multe podețe au fost complet avariate. Echipele care evaluează situația din cadrul Prefecturii Vrancea au misiunea de a întocmi un raport clar cu privire la pagubele înregistrate. Acest raport va fi înaintat către Guvernul României. Din păcate, iar am fost atacați de ploi. Sunt 29 de localități care au fost afectate, unde sunt diverse probleme apărute la nivelul căilor de comunicații și, bineînțeles, la nivelul culturilor agricole. Printr-un ordin semnat ieri, am dispus ca în aceste 29 de localități să se deplaseze o comisie care inventariază pagubele și o să le trimitem la Guvern în vederea alocării de fonduri. Din punctul nostru de vedere, noi doar le identificăm. Ulterior, ele vor fi evaluate de administrator, deci dacă discutăm de drumul național, de către drumurile naționale, dacă drum județean, de către Consiliul Județean, dacă avariile sunt produse la nivelul drumurilor comunale, de către Consiliul Locale, vor fi niște proiectanți care se vor deplasa și care vor face niște evaluări. Sumele respective vor fi transmise la guvern. Până la această dată nu se știe care este valoarea pagubelor înregistrate în tot județul, însă se speră ca în cel mai scurt timp să existe un raport concret. La schitul Mușunoaiele sunt și la această dată 10 călugări izolați care așteaptă ajutor. Acum a fost afectată zona de munte, în special Fitioneștiu, unde ați auzit că din păcate avem și niște persoane care sunt sinistrate. E vorba de o mănăstire, de o cabană unde sunt mai mulți americani mormoni care acolo își desfășoară activitatea. Nu este o problemă foarte mare pentru că se pot aproviziona. Și de asemenea sunt probleme zona Păunești, Movilița, repet, Fitionești, Răcoasa, Câmpuri, Soveja, dar și în zona de Șes, Cârligele, Jariștea. Deci vă dați seama, sunt 29 de localități din,
din 74, deci foarte multe. Prefectul monitorizează la rândul său întreaga situație din Vrancea și speră ca în cel mai scurt timp de la înaintarea raportului privind pagubele produse de inundații în Vrancea să primească un răspuns din partea administrației centrale. Peste 1200 de pensionari au înființat propriri pe pensii din cauza datoriilor acumulate către instituțiile financiare. Propririle se pot institui pentru cel mult jumătate din venitul lunar net al pensionarului. Potrivit legislației în vigoare, în cazul în care pensionarul este aflat în evidență pentru mai multe datorii din venitul său, se va încasa cel mult 50% în fiecare lună, până la recuperarea întregului prejudiciu. În evidențele Casei de Pensii Vrancea figurează 1216 propriri. Numărul propririlor nu semnifică numărul pensionarilor, asta pentru că un pensionar poate deține pe aceeași pensie una sau mai multe propriri. La această dată există la nivelul instituției noastre un număr de 1216 popriri înființate asupra drepturilor de pensie ale beneficiarilor. Aceste popriri provin de la diferite instituții, cum ar fi instituții bancare, Administrația Finanțelor Publice și AFP-urile locale din județ, instanțele de judecată în cazul hotărârilor judecătorești, primării pentru impozite și taxe locale neachitate și Casa de Asigurări de Sănătate. Titlurile executorii sunt emise în principal de către instituțiile bancare, administrațiile financiare, instanțe de judecată, primării și Casa de Asigurări de Sănătate. În acest an, la APIA Vrancea s-au depus 26.637 de cereri pentru subvenția privind suprafața de teren. Acțiunea de depunere a cererilor este urmată de controlul clasic al suprafețelor de teren declarate. Echipele de specialiști se întâlnesc în teren cu fermierii pentru noi măsurători care vor stabili unde este greșeala. Fermierii care au declarat mai mult teren decât au în proprietate nu vor fi penalizați în această fază. Fermierii vor primi câte o notificare de la APIA pentru a se prezenta la o dată stabilită la terenul unde este neclaritatea. Acolo se vor întâlni cu echipa de la APIA, vor repeta măsurătoarea, apoi se vor întoarce la centru, unde se descarcă punctele în calculator și se vede cine a greșit. Cei care au supra-declarat vor fi sancționați doar prin scăderea de la plată a suprafeței respective. În această perioadă, inspectorii din cadrul Serviciului Controle pe Teren efectuează două tipuri de controle. Un control ca rezultat al digitizării fermierilor, și în acest caz noi ne deplasăm în blocurile fizice pentru a vedea dacă digitizarea a fost corectă sau nu. Corectăm dacă s-a greșit. Asta înseamnă că nu fermierii vor primi sancțiuni din cauza asta. Al doilea tip de control îl facem pe eșantionare primită de la APIA Centru Central. Este vorba de pachetul 7 Gâsca cu Gâtul Roșu. De fapt, specia care era pe cale de dispariție este un perimetru pe OAT-ul Măicănești care trebuie protejat. Verificările au început la fermiere respectivi, care sunt obligați pe un contract de 5 ani să respecte culturile de toamnă să fie semănate pe toate parcelele care sunt sub angajament. Din toate parcelele timp de 2 ani trebuie să fie ocupate cu porumb. Ei știu ce înseamnă eligibilitatea pentru a primi subvențiile respective. Vă spun că la ora asta, în urma controlului, nu am găsit neconformități. Deci fermierii respectă cerințele legate de respectarea agromediei. În ceea ce privește controlul clasic, privim verificarea în teren a suprafeței declarate de fermieri pentru care solicită subvenția, aceasta este urmată de controlul prin teledetecție. Suprafața se stabilește prin fotograme, culori pe culturi. După prima fotoreportare, se întocmesc rapoartele finale care primesc ok-ul la plată. A văzut lumina tiparului una dintre cărțile importante pentru evoluția în timp a Târgului Focșani și anume istoricul orașului Focșani, scrisă de Dimitrie Caian în 1906, volum care va fi lansat cu ocazia zilelor municipiului Focșani. Istoricul orașului Focșani, volum document scris cu prilejul jubileului de 40 de ani de domnie a maiestății sale regele Carol I, a fost lansat în anul 1906. Lucrarea a avut mare succes, astfel că un an mai târziu a fost premiată de Academia Română. Dar cine este Dumitru Farago Caian? Născut într-o localitate de lângă Cluj, și-a făcut studiile la Viena și apoi a fost profesor la Blaj, unde a intrat în conflict cu autoritățile maghiare. S-a stabilit la Focșani, unde a fost profesor până la ieșirea la pensie. Fost profesor și director al Colegiului Național Unirea, Dumitru F. Caian a fost primar în perioada 1900-1904. De numele profesorului se leagă și proiectul de aducere a iluminatului public în municipiu. Editarea acestei lucrări a plecat dintr-o idee
oarecum veche, având în vedere faptul că anul trecut am fost într-un fel angajat în zilele Focșanului prin editarea lucrării Mănăstirea Sfântului Ioan și albumul acela, și atunci m-am dus la domnul primar Bacinski și am propus ca anul acesta să edităm două lucrări care ar fi, după părerea mea, fundamentale pentru Focșani, și anume Defe Caian, Dimitrie Farago Caian, așa, și istoricul orașului Focșani, tipărită în anul 1906 cu ocazia jubileului lui Carol, a 40 de ani de domnie a lui Carol I, și lucrare care în anul următor a primit premiul Academiei Române. Așa, și Ime Dimitrescu, însemnări cu privire la orașul Focșani. Spuneți-mi trei motive pentru care, importante pentru care această carte trebuia să ajungă din nou în mâinile focșanilor, în bibliotecile lor. De ce este atât de important? După părerea mea, este foarte important întrucât ele devin această carte, de fapt, sunt două cărți într-o carte, devin un ghid pentru cercetătorii de astăzi asupra istoriei municipiului Focșani. Am constatat că se scriu destul de puține, de multe lucrări monografice, dar că cele mai multe nu au la bază două, trei lucrări fundamentale pentru acest oraș, ca să spunem, și m-aș gândi aici la cele două cărți, așa, și după aceea m-aș mai gândi la monografia județului Putna, editată în 1943. Lansarea cărții va avea loc vineri, 5 iulie, anul curent, evenimentul fiind găzduit, în cadrul zilelor municipiului Focșani, de către Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 14-16 grade. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!